Așa se aduc dosarele în instanța de judecată, la judecătorie sector 6. Și aici poliția nu știu ce treabă are, păzește procesul ăsta sau... S-au venit pentru brega. Sunt curios ce uneltește. Auzeam că poliția e civilă, dar văd că îmblă cu pistoale, mie mi se pare asta periculos. Țamabil, dar de ce trebuie să îmblați cu pistol? Nu-i periculos? Poate cineva să vă ia și să vă împuște chiar cu pistolul dumneavoastră? Nu, poliția nu era civilă, așa auzisem, că s-a demilitarizat. Toți polițiștii îmblă... Înseamnă că nu avem armă, avem dreptul să purtăm armă. Că mie îmi pare periculos când... Pentru cine vi se pare periculos? Pentru mine? Pentru oricine și pentru mine. Dacă cineva rău intenționat vă scoate arma și mă împușcă pe mine, îmi pare periculos. Așa e. Da. Nu știu de ce ar trebui să umblați cu o armă. E atât de mare necesitatea, pericolul. Este foarte mare pericol. Suntem expuși la niște riscuri foarte mari. Polițiștii sau noi cetățenii cu arma dumneavoastră? Polițiștii suntem. Noi polițiștii suntem. A, dumneavoastră însoțiți aici arestați. Nu aveți voie să folosiți camera aia pentru... Nu, dar ei nu se văd, se văd doar grate, acum am înțeles. A, da, în astfel de situații mai degrabă, da. Imaginea Domnului este protejată de... Nu, dar el nu se vede. El nu se vede. El nu se vede. A, am înțeles, da, deci în cazul dumneavoastră e justificat. Credeam că sunteți altfel de poliție. M-am lămurit acum. Nu că e mai rău, că e mai bun. Credeam că e poliție civilă, eu știu, polițiști de sector sau cineva, de la rutieră. Aceia chiar nu văd nicio justificare de ce umblă cu arma.